Bună ziua! Eu numesc Nicolae Ursu și sunt trader în domeniul pieților financiare din 2009, încă din criza precedentă financiară, dacă ați auzit de ea. O bună parte din sigur auzit, unii au făcut bani, alții doar s-au lucrat. Astăzi noi vom vorbi, astăzi este prima lecție și noi vom vorbi despre bani și despre piețele, unde se fac acești bani. Deci, în primul rând, să ne înțelegem cu toți, banii sunt o reprezentantă a unui valori date de un anumit sistem plin de anumit procese care se face cu un anumit scop, adică de rezolva anumite probleme a oamenilor și datorită acestui fapt, adică oamenii primesc o anumită remunerare în formă de bani care eventual după asta se vor cheltui pe alte lucruri sau resurse. De unde apar banii în general? Deci banii apar dintr-un anumit sistem de procese. Sistemul ăsta de proces presupune, de exemplu, includerea sau plasarea, ca exemplu, 5 dolari undeva într-un anumit sistem. Aici sunt anumite procese de obicei, de producere sau de revânzare, după care aici, în final, vinde și trebuie să iasă, de exemplu, 10 dolari. 20, 50 și așa mai departe. Deci, așa arată schema oricărui business. Nu contează direcția, deci, de exemplu, putem să cumpărăm aici un măr, aici îl stoarcem, îți primești suc și aici îl vinde. Sau, mai simplu, cumpărăm o cafea, trecem drumul, adică asta vă țin de logistică, și aici vânzăm, vinde. Locul unde se află toate afacerile este piața. Deci, de fapt, ce este o piață? Piața este locul unde se întâlnește cumpărătorul și vânzătorul. Fiecare din ei are un scop, adică cumpărătorul are scopul să dea mai puțin bani și să obține mai multe bunuri, în schimb, vânzătorul, din contra, are ca scop vânzarea a unui obiect sau mai multor obiecte, mult mai scump, deci scoate mai mulți bani în asta. Datorită acestui fapt apare anumite negocieri și unde piața este mai mare, deci sunt mai mulți participanți, acea piață este mai atractivă pentru că oferă mai mari posibilități. Noi am vorbit despre piețele financiare internaționale și, de fapt, lecția noastră de astăzi presupune inițierea în tranzacțiile bursiere. Bursele, poate ați mai auzit de cuvântul ăsta, nu sunt nimic altceva decât piețe specializate. Fiecare țară are o anumită bursă de valori mobiliare. Deci, ce presupune? Este un loc în stat, evident, reglementat, așa mai departe, unde se vând acțiunile, nu doar acțiuni, dar bine, hârtiile de valoare. Hârtiile de valoare presupun acțiuni, obligațiuni de stat și alte tipuri de contracte de genul futures, forward și așa mai departe. Deci nu contează atât de mult detaliile, important e un lucru. O companie, de exemplu asta, dacă ar avea formă de acte SRL, atunci s-ar vinde ca cotă parte. Dacă ar fi o companie mai mare și ar fi o societate pe acțiuni, deci presupunem că un act anumit, despărțit pe bucăți care pot fi procurat. Deci, se primește o părticică din compania dată, poate fi cumpărată, vândută și se vinde ea și se cumpără pe o piață specializată. Cum este piața de automobile unde se vând automobile, este piața de legume unde se vând legume, deci este piața unde se vând hârtii de valoare. Se primește bursă. Și aici, deci, are loc cumpărarea și vânzarea acestor acțiuni, deci ca coproprietar. Deci noi, de exemplu, putem să cumpărăm un telefon Apple care costuma sieptenește. Deci el costă aproximativ 1000 de dolari când apare, aproximativ pe 1 septembrie. Și costuma, dacă îl ținem monouț, el va costa aproximativ 600 de dolari. Dar dacă ne cumpărăm nu bucățica asta, adică nu produsul, o porțiune din întreprindere, ca acțiune, atunci noi putem vinde, în primul rând noi putem obține profit ca dividend, asta e profit curat din companie, unul, și deodată noi putem obține anumit profit datorită acestui fapt că compania se dezvoltă, deci devine mai atractivă și acțiunile acestei companii cresc în preț. E evident, asta e legea cererii și oferte, ne vom mai întoarce la aceasta. Și acțiunile pistonare, ultimii 6 ani, aproximativ, adaugă la preț în jurul la 60%. Deci, dacă dăm 1000 de dolari pe un telefon, el costă 600, dacă dăm 1000 de dolari pe niște acțiuni, el costă 1600. Bine, asta ultimii 6 ani. Evident, odată și odată asta se va opri, se va mai schimba. Dar dați-ne să înțelegem cum asta tot lucrează, ca să înțelegem dacă putem folosi asta ca afacere, pentru că
scopul principal cu care o persoană se înstricare, se mișcă o persoană, de obicei, sunt banii, pentru că rezolvă majoritatea problemelor care pot, în general, fi rezolvate. Deci chiar cu fiecare persoană în parte este într-o care măsură un businessman, pentru că el își dă forța de muncă, energia, cunoștințele și așa mai departe, pentru o anumită sumă de bani la sfârșitul lunii. Și dacă el își poate acoperi toate cheltuielile, da? Deci este venit. Toate cheltuielile care au fost pe parcurs și mai rămâne ceva, atunci el ca business e profitabil. Dacă nu rămân bani și el mai împrumută de la cineva, în cazul dat, el nu este profitabil ca afacere și ar fi foarte bine dacă ar mai investi ceva în cunoștințele proprii, da? Pentru ca să crească valoarea care o dă și eventual remunerarea pe care crește. Pentru că, cum am mai spus la bun început, banii sunt o reprezentantă a valorii date. Mai departe, vorbim de piețe. Deci vrem, nu vrem, noi toți participăm în piețe. Noi vom vorbi de piețele financiare și le vom compara cu piețele, bine, tradiționale care le cunoaște fiecare lume. Piețele financiare internaționale, pe cum, așa, pe scurtat, deci se despart undeva între 15 piețe. Dar asta nu contează pentru că nu avem ca scop să cunoaștem prea multe ceea ce nu va fi de focus. De asta ne vom despărți între ele. Și anume, piața hârtiilor de valoare, bine, acțiuni, mai simplu. Mărfurile, asta ce ținem? Petrolul, de grâu și orice bunuri care sunt cumpărate pe piețele mari, deci asta se numește piață, un depozit mare agro, de unde și petrolul, grâu, ce n-ar fi, tot se duce pe piețe mai mici și tot așa până ajunge în țara chiar și într-o noastră, în momentul în care noi nu avem petrol. Deci prin rafinerie și așa mai departe, deci ajunge în capul lumii. Și piața valutară. Deci valută. Piața valutară se mai numește Forex. Deci Forex, când auziți denumirea, foarte multe, bine, gălăgii în jurul la denumirea asta, dar de fapt asta nu este o companie, nu este un colcent sau nimic altceva, decât o simplă piață valutară. Și arată ea de genul ăsta. Deci, fiecare țară are un set anumit de bănci comerciale. Modicobank, Fincombank și așa mai departe. Ele formează o rețea interbancară. În cazul în care noi avem nevoie să cumpărăm o sumă mai mare, global, să zicem, fiecare bancă are sucursale sau filiale și clientul, când se apropie, scumpere global o anumită sumă de bani mai mare, schimbă asta valutarea ei, poate să nu ai bani ăștia și, și în cazul dat va primi comanda și va executa-o peste un anumit timp. Îi va spune când e. Banii ăștia vor fi luați din piață, din interior. Asta e piața valutoare internă. Fiecare stat, la rândul său, are o sumedenie de bănci comerciale care, asta noi intern vorbim, dar formează extern o rețea de bănci. Deci o rețea interbancară. Și iată piața asta, rețeaua aceasta, și se numește, de fapt, Forex. Adică Foreign Exchange. Dacă plecați, de exemplu, în Anglia sau în altă țări, veți observa că la schimb valutar scrie Forex. Adică schimb valutar, simplu. Aici se formează prețul, în dependență de cerere și de ofertă, este dat deja fiecare stat la banca centrală, banca centrală deja pune o anumită rată și reguli de joc pentru băncile comerciale interne. Bine, asta e pentru ce. Mai departe, ca să facem o afacere, deci ar fi foarte bine să calculăm și să comparăm câteva tipuri de nișe, de direcție de afaceri, pentru ca să înțelegem care sunt riscurile lor, care sunt posibile sau eventuale profituri și, în general, cât e de comod și ușor să gestionezi o anumită afacere. Adică ei ar trebui să avem răspunsurile la anumite întrebări pentru că să putem ușor alege. Odată ce trecem la caracteristici, ar fi bine să fixăm ce înseamnă trader. Am spus trader. Trader, în traducere, este comerciant. Deci persoana care cumpără mai ieftin și vinde mai scump. Și cum am mai spus, afacerea tot asta presupune. Deci cumpărarea mai ieftin și vânzarea mai scump. Cine se sprevește chestia asta mai bine, cea lumea e profitabilă. Trader poate să fie, de exemplu, în țările unde se vorbește limba engleză, este autotrader. Deci persoana care se ocupă de comercializarea automobilelor sau alt tipuri de trader. Deci comerciant. Dacă vorbim de piețele financiare, traderul este persoana care îndeplinește trei funcții obligatorii în sine pentru a obține profit. În primul rând, asta e expert. Cine este expert?
Expert este persoana care înțelege foarte bine cum funcționează piața, structura pieței și toate instrumentele din interiorul ei. Deci asta poți cunoaște. Deci vorba aici de persoana care cunoaște. Cunoștință. Trebuie să cunoască. Desumări poți fi un expert, dar cunoaște, știi foarte multe, dar bani nu prea are. Deci pentru că e frică sau alte chestii mari. Deci el știe, dar nu neapărat să facă. Dar traderul e persoana care știe și încă și face. Deci el e și businessman. Businessmanul e persoana care poate organiza un sistem de procese prin intermediul căruia se plasează un fond anumit, să zicem, un dolar și în final trebuie să iasă 2, 3 sau 5 dolari. Deci e vorba de acțiune. Asta acționează, asta știe. Desumări se întâmplă în unele afaceri că businessmanul angajează experți. El poate ști mai puțin. Deci nu e frică. El poate controla, coordona situația și organiza tot procesul. Și mai departe, următoarea funcție este manager. Cine este manager? Managerul e persoana care poate gestiona toată activitatea. Deci este vorba de administrare. Bine, manager intră de fapt 5 funcții. Planificare, organizare, conducere, coordonare și control. Dar ca sens e vorba de disciplină. Deci, un trader este profitabil atunci când toate trei sunt îmbinate împreună. Deci expertiza este vreo 30%, vreo 40% de acțiuni și vreo 30% de disciplină, deci de control. Și în final apar banii. Și mai departe, deja înțelegând toate chestiile, aici trebuie de învățat de ce este teorie, aici e vorba de acțiuni, deci de workshop-uri, de practică și aici e de control, de psihologie. Deci de toate vom vorbi, drept că nu azi și nu din prima lecție. La început, deci începem cu expertiza. Practica bate gramatica, dar fără gramatică nici la practică nu poți ajunge. Bun, mai departe trecem la caracteristicile pieților. Ne clarificăm cu tipurile sau direcții, nișe. Să presupunem producerea. Foarte multă lume e interesată în producere. Ce arată? Cum arată producerea? De exemplu, producerea, nu știu, mobilă. Ar fi așa un sistem, aproximativ, prin intermediul la care de la furnizor se procură materialele, stai aici, procurarea. Aici deja se lucrează, deci se ambelează, se face în general dulapul sau oricare alt mobilă. Și aici presupune vânzarea, realizarea. Deci fără partea asta, fără setul ăsta de distribuție, producerea e egal fix cu zero. Păi pentru că nu are rost. Dacă noi producem, dar nu avem cui să vindem, gata, afacerea s-a oprit. De asta o să punem, deci asta cum poate fi? Asta poate fi conectat la o rețea de distribuție sau poate fi rețeaua proprie a afacerii. Deci în general vom pune asta ca producere. Cu direcție, deci producere. Orice. De exemplu, mobil. A doilea moment important. Însăși, depozitul și fabrica asta de producere se află pe un anumit loc. Între același tip, adică locul poate fi propriu, poate fi în arendă. La fel, însăși încăperea poate fi propriu, poate fi în arendă. Deci, asta tot e o anumită afacere. Vorba de imobile. Altă direcție. Imobil. Și următoarea direcție ar fi însăși piețele financiare internaționale. Nu ne vom rezuma direct doar la una, că e piața valutară sau piața hârtiilor, că valoare, deci tranzacționare pe acțiune, pe indici bursieri. La general, deci piețele financiare internaționale. Evident, o să trasăm anumite comparații între ele pe parcurs, în timpul în care vom delimita toate caracteristicile importante pentru această afacere. În primul rând, important ar fi așa o caracteristică ca supunerea legii cererii și oferte, ce am în vedere? Am în vedere formarea liberă a prețului, independența de cerere și de ofertă. Probabil majoritatea cunosc ce înseamnă cerere și ofertă, adică cum se formează prețul. Cu cât cererea e mai mare, cu atât crește prețul. Cu cât oferta e mai mare, cu atât prețul scade. Datorită acestui fapt, prețurile se mișcă, deci flotează. De exemplu, să zicem, este tabla asta. Dacă sunt 100 de doritori să o cumpere, ea va crește în preț. Și invers ar fi dacă aș avea 100 de table de genul ăsta și ar fi doar un doritor. Evident, prețul va scade. Și în cazul în care noi vedem un preț undeva, la care vânzătorul cere prețul dat, asta încă nu e prețul real, este un preț indicativ. Prețul real este prețul la care deja se efectuează tranzacții și sare în vedere. Sare în vedere prețul la care
Vânzător egal cu dânsul obiectul și cumpărător egal cu cheltuielile. Deci vorba de preț de echilibru. Asta e prețul real. Unul cere $100, altul propune 50. La 75 a bătut palmă, deci asta e prețul real de piață. Deci. Free price. Adică independență cerere de ofertă. De ce este important? După câte noi am împărțit producere, imobil și piețe financiare internaționale, asta e una. Deci, aia este toate noi acum și o să le analizăm, da? Dacă am analizat noi, de exemplu, sectorul medicinal sau unele bunuri care sunt vitale pentru viață, da, gen pâine, nu știu, cafeină, aici este o barieră, este un maxim, o limită impusă de stat, că nu poți să ceri un milion pe o pâine, deci nu se vedea vreo asta. Dar ne-a interesat să alegem direcția pieții care bazat pe asta, ca să tot ceriși un milion. Deci, total, într-adevăr, poți să ceriși un milion dacă găsesc cumpărător. Nu avem limite. Și asta e foarte bine. Deci, dacă analizăm producerea de mobilă, desigur, poți vinzi o mobilă bună, foarte scumpă. Și înseamnă că se spune aceste legi. Și înseamnă că e ok. Următoare, e mobilă. La fel, dependență de cerere de ofertă. Plus, piețele financiare internaționale, evident, fix așa și aici. Vorbim de internaționale, nu de impus preț în stat, dar nu din afară stat. Bun, mai departe, următoarea caracteristică ar fi lichiditatea. Ce este lichiditatea? Lichiditatea este posibilitatea de a schimba un bun în bani la viteză maximă, adică foarte repede, la prețul actual de piață și cu cele mai mici pierderi sau chiar profit pentru noi. Adică, dacă analiza un dulap sau chiar și întreprinderea totalmente, ce are, chiar dulapurile, da, au lichiditate medie. Când de cât, pentru că nu este, cât obiectul este mai scump, evident, lichiditatea s-a scăzut, adică el, mai puțin oameni sunt gata să dea bani. De asta, dacă analiza aici, el ar fi cam plus minus, deci e ok. Modul e interesant, poate, ca business, dar lichiditatea e foarte mică. În cât timp putem vinde un apartament? De exemplu, un apartament, să zicem, costă $50,000. Dacă am dat 150,000 ca să-l vând cu 55, cât timp va dura? Poți dureze o zi, de asta cam mai fantastic, și poți dureze 3 luni sau 6 luni, adică e foarte mult timp. Evident, dacă el costă 50,000, dar vreau să-l dau cu 1,000, o să-l dau într-o zi, numai că atunci pierderile sunt enorme. Sensul care, că de obicei când investești într-un imobil, investești, ca atare aici schimbă și sensul, nu investești, dar de fapt pur și simplu asiguri bani. Pentru investiția trebuie să aducă mai mulți bani înapoi, ceea ce un imobil nu asigură, prețul lui crește, în baza tot cam cât crește inflația, adică acolo poți doar să simți bani. Ca lichiditate e scăzut, pentru că să vinzi un apartament, într-adevăr, ocupă prea mult timp. Pieții financiare, dacă vorbim de, vorbim de piețe interesante ca al de New York Stock Exchange, adică unde sunt acțiunile companiilor, cea mai populare companie de genul Apple, Tesla și așa mai departe, JP Morgan, nu, multe companii. Astea sunt populare, astea întotdeauna este cerere și este ofertă. Domeniul sunt participanți, o mulțime de doritori și așa mai departe. Deci cât piața mai mare, cu atât evident lichiditatea crește. Dacă nu o piață mică, o bursă locală dintr-o țară mică, cum a avut mult telecom, ceva. Evident, acolo lichiditatea e mică. Dar noi vorbim de piețe internaționale. Dacă luăm în comparație valuta, aici nici nu se discută, da? Deci valuta ca sens, o punem ca acțiune, dacă presupunem cu un stat, este o fabrică mare. Statul. Înseamnă că valuta, bani, moneda statului ăsta, e un fel de hârtie de valoare, adică un fel de acțiune a statului. Cu cât se dezvoltă statul mai tare, cu atât acțiunile este tot cresc în preț, adică sunt mai atractive. Și valutele la fel sunt despărțite, sunt mai lichide, mai puțin lichide. Vorbim iarăși de euro, de dolari, de valute de genul ăsta și da, cât timp mi-ar dura mie să schimb $50,000 în bani? În care bani? În euro? Așa, o secundă. În lei puțin mai mult, dar tot e foarte repede. Adică de ce? Lichiditatea i-a schimbat un bun în bani. Și dacă vorbim de valute, acolo bunul ăsta tot îți bani. Deci din bani în bani. Eu din că asta e cel mai repede, cea mai mare lichiditate posibilă. Mai departe, al treilea punct. Ce este important pentru a face, pentru ca ea să lucreze bine? Ce este important
manipulare, adică posibilitatea manipulării. De asta, probabil, majoritatea se îngrijorează în momentul în care deschid o afacere, tot înțeleg că, uite, bine, deschidem o afacere. Dar dacă sunt rechinii ăștia din piață care poate să te și ce să ai în vedere? Manipularea asta e mișcarea prețului în defavoarea unui dintre participanți. Adică, dacă luăm o rețea, de exemplu, de pizzerie ori de ceva, și sunt monopolist în piață, atunci el poate să schimbi prețul așa cum vrea și jucătorii, adică participanții pieței mai mici, ei nu pot ține pe. Ca exemplu, de exemplu, ăsta de automobile, o piață de automobile. Presupunem că acolo sunt 1000 de automobile de un anumit tip, la un anumit preț, de exemplu $10,000. Și dacă noi deținem doar 10 din ele, păi schimbarea prețului la aceste 10 automobile nicicum nu va influența piața. De exemplu, noi punem 9, ori 11. Prețul, în general, nu se va schimba. Dar dacă presupunem că este un participant al pieței mult mai mare, de exemplu, deține undeva o treime din piață, adică are 350 de automobile de acest gen. Și într-un moment, deci eu, evident că la business scopul, la fiecare business strategic e monopolizarea pieței, adică să o ocupe toată. Și evident, pe ăștia mici, poate să-i alunge din piață. Cum? Schimbând prețul, adică dumping asta se numește. El scade prețul așa cum vrea, pune 9000 și ăsta mic, n-are încotro, el tot vă scade, pentru că altfel nu vine niciun client la el. Dacă vorbim de producere, aici așa e mediu, depinde deja și de geolocație, deci de țară. Dar eu aș spun un plus-minus, adică ca monopoliști. Poate și sunt, dar nu prea. Adică asta nu e aceea piață. Ar fi probabil monopoliști la o piață de mașini mai degrabă. La imobil. La imobil ar putea să fie. Și depinde de anul de țară, dar da, ar putea să fie. Îl spun oricum ca plus-minus, dar cu două minusuri, ca sens. Și pe piețe financiare, iarăși depinde. Dacă să vorbim de hârtii de valoare, acolo undeva în jurul la 400 miliarde pe zi este rulajul. Și deci ca să poți manipula, ai mai nevoie de o treime, asta e 150 miliarde, cash, dar și nu are 150 miliarde. Cash nu are nimic. Adică, în orice caz, nu e oficial poate n-are. Și plus la asta, cu cât sunt mai mulți bani, dacă vorbim de miliarde, evident că sunt comisii antimonopol, care și asta nu se permite. Deci asta poate fi făcut într-un sătuc undeva, dacă cineva nu va în alții. Dar, în general, la nivel de stat, ceva mai, asta nu contează. Și pe valute, în general, pe zi, rulajul, în jur la 6 trilioane de dolari. Și cei mai bogați oameni de lume, de altfel, Bill Gates, Bezos și ceilalți, deci nici ei nu au așa bani. Adică 2 trilioane nu are nimeni. Deci asta ține cât un PIB la anumite state. Și deci manipularea e posibilă, ceea ce evident e un plus. Mai departe, ce este important? Este important pragul de intrare. Asta foarte mult se oprește, de fapt, la business, da? Pragul de intrare și de ieșire. Ce înseamnă pragul de intrare? Ca să poți începe o afacere, ai nevoie de anumite resurse. Foarte des oameni spunea că vreau să încep o afacere, dar îmi trebuie resurse de cutare. Da? Ca să vinzi un măr și să cumperi altele două și apoi să le vinzi pe cele două și să cumperi patru, ai nevoie tot și să începi din ceva. Dar ce? Nu un măr. Și aici trebuie să decizi de unde alei. Ori îl crești, ori îl împrumuți, ori mai știu, îl găsești. Dacă vorbim de producere, evident că aici pragul de intrare e destul de mare. Da? Spunem o fabrică, poate să costă un milion, poate cinci, depinde. Este un standard anumit. Și dacă presupunem că el costă un milion, standardul ăsta, și tu ai numai 900 de mii, aia n-ai cum să începi. De asta că acolo înseamnă că nu va fi acolo o fereastră, acolo un utilaj, ceva nu ajunge. Și dacă ceva nu ajunge, afacerea nu merge bine. Să de gen un automobil, dacă el ar costa atâta full, el costă atâta sine costul, și dacă nu-i pui o roată, parcă e nimica toată, dar gata, automobilul nu merge. La fel și aici. Deci pragul de intrare e destul de mare, ceea ce e rău. Deci asta e un minus. Dacă am vorbit de rețea de distribuție, de exemplu, hai, nu rețea, dar să începem chiar la un magazin, acolo poate să fie mai mic, poate să fie 20-30 de mii, să mai știu eu. Și cât n-ar fi, e tot fix, să zicem, e 20. De asta când se oferă adică o companie să deschidă prin franciză, acolo este un standard anumit, cât bani trebuie. De exemplu, vreau McDonald's să deschid, dacă trebuie să ai undeva vreo 250 de mii de dolari, ca să poată fi construit exact ceea ce trebuie. Dacă nu-ți ajung, că aici nu pun o fereastră, aici nu pun o ușă, acolo nu știu, mâner, adică asta e deja numai nu este, nu o să-ți dai brand. Și tot este un prag. La imobil, pragul e mic la producere, desigur, dar tot este, pentru că un apartament, dacă el costă 50 de mii, n-ai cum să-l cumperi cu 10.
Sau chiar dacă, de exemplu, ai cumpărat cu 50.000 și el ți-a adus un anumit profit. By the way, un profit anumit, e că, de exemplu, din arenda unui apartament, e aproximativ jumătate din procentul cât costă este. De exemplu, e 50.000, sau în arenda e 250. E 300.000 undeva în Londra, sub Londra, adică. Arenda undeva 1.500. Și aici când le aduni, îți ies că acoperi doar inflația, prin intermediul arendei. Și întoarcem înapoi la pragul de intrare. Pragul de intrare, deci tot este fix anumit, da, e mai mic decât la producere, dar el este. Nu poți cumpere cu... și încă una. Deci dacă vrei să reinvestești ca să crești după asta afacere și ai 50.000, ți-o ieșit cumva la un moment încă 5.000 profit și te gândești, de să investesc, când vine din 50.000, îmi vine 1%, 2-5 pe lună, vreau să-mi mai iasă și dintre aceștia 5, deci să mai adaug. Și dacă îmi mai adaugi, dar n-ai cum să-i adaugi și cum să-mi mai iasă și din ei. Că 5 nu poți iei a 10-a parte din alt apartament ca să-ți aduc și asta bani. Adică îți primești ca să poți diversifica, sau cum nu diversifica, dar de fapt scala pe ești afacere, să iei a doilea apartament. Și aici costă iarăși 50, dar nici de cum nu 5. La fel și aici, apropo. Pensii financiare, acolo, bine, scara e foarte diferit. Poți cumpere opțiuni, cum? Opțiuni nu mai cumperi, cum să vin, dar să vând pachete anumite, dar oricum, condiționat, el practic nu e. Pentru că dacă analizezi valutele, poți cumpere un dolar, ia că asta e minim. Că nu este un prag, numai decât 100.000, numai decât 1.000 sau 1.000.000. Poți cumpere un dolar, poți 5, poți 100, poți 1.000, 1.000.000 și așa mai departe. Evident că nu cumperi un dolar, îl cumperi puțin mai scump că îl cumperi la bucată, dar cumperi mult mai mult, cumperi alt preț, ca euro, dar în fine, poți începe ca și cum, ca sens. Că nu contează, s-a schimbat valutar, deja ai schimbat dintr-o valută în alta. De altfel, probabil ți-a tras atenția cum se schimbă prețul la valute pe parcursul anului. De 3 ori pe an poți observa, înainte de anul nou, înainte de Paști, înainte de 1 septembrie, prețul la valute, la valuta internațională, adică străină, scade. De asta că toți vin după hotare, crește cererea la leu, oferta la asta străină, peste 2 săptămâni se schimbă invers. Evident, cineva deja face pe asta bani. Asta se poate și mai des, dar asta e un exemplu. Asta aici. Asta noi vorbim acum de pragul de intrare. Deci el practic nu, și asta e foarte bine. Este și prag de ieșire. Prag de ieșire, de obicei, puțin și îți gândești când deschide o afacere. Pentru că toți gândesc că în afacere deschizi, trebuie să faci bani. Nu e să o închizi. Tot și are început, tot are sfârșit. Pandemie, majoritatea lumii, mai ales Horeca, au observat că nu-i drept asta, deci oricum trebuie să ai plan B, adică trebuie să ai un prag de ieșire. Și în momentul în care tu ai cumpărat utilaje, ai deschis, nu știu, producere, de exemplu, și ca să ieși din ea, pragul de ieșire tot e foarte mare, pentru că un computer sau un utilaj anumit care ieri era nou și are o lungă 2-3, el deja costă alt preț azi, mai ales dacă ții strepul sau vinzi foarte greu. Adică ca să intri într-o afacere una, deci ar trebui să ieși din ea. Și sunt și muncitori, sunt multe contracte de arendă, cu furnizori, de vânzări și așa mai departe. Marketing, foarte multe cheltuieli, ceea ce nu poți întoarce înapoi. Adică undeva poți jumătate să ieși la ieșire din ceea ce investești. La imobil e mai mic pragul de ieșire, adică practic e vorba de lichiditate, pentru că pragul de ieșire, oricum, prețul e cam tot același, pe cum ieși. Nu prea ai ce pierde într-o imobil. Deci asta e ok. Și la pensii financiare, bine, acolo de-a mai clar, tot e ok, cât ai intrat, tot ai ieșit. Practic e simplu, dintr-o aplicație simplu bancară poți schimba banii dintr-o valută în alta sau invers. Azi ai uitat, am 1.000 de dolari, îi schimb în euro. În plus vreau să schimb înapoi. Și pentru un click asta e făcut. Evident, sunt programe specializate, dar despre asta nu e mai bine. Mai departe, următorul pas important este geolocația. Adică locația afacerii, nu știu ce. Cât asta e important. Pe pandemie, de fapt, foarte bun exemplu, dacă vă da, pandemie tare bine s-a observat cât e de importantă locația și vrei tu nu vrei, dar independent de legislația în anumit stat, acum vorbesc deja nu doar de pandemie, dar în general, ești dependent de stat, de locație, de politică, de sistemul economic, adică în general politica economică și monetară din stat. Și dacă într-o anumită țară se mai întâmplă că poate fi un force major, ceva mai... sau ceva gălăgie și afacerea ta se oprește, nu poți să iei, de exemplu, o fabrică, nu poți să iei în spate și te duci în altă țară. Deci ești dependent. Independență, deși vrei să atribui la statul tău. Datorită acestui fapt, de exemplu,
lucru online sau chestii de genul acțiuni diferite online se dezvoltă mult mai mult pentru că nu ești legat de o locație. Poți fi oriunde te afli, dacă ai internet computer, deja bariere nu sunt. La producere, evident, sunt și asta e un minus. La imobil, la fel sunt, da? Dacă într-o țară anumită ceva se întâmplă, da, acolo prețul va scade de mor și nu mai scade de apartament cealaltă. Cum sunt anumite regiuni, chiar și comunitare, care ți-ar da o școlă la armă, mă eu. Nu am nimic de această regiune pe casă. Pipese financiare, hârtie de valoare au geolocații, pentru că e vorba de anumite burse, de exemplu, bursa din New York, acolo dacă se închide bursa, ea are un loc stabilit. Gata, acolo se opri pe Wall Street, da? Sau bursa din Chicago, sau oricare altă bursă din lume, ea are locații, deci e dependent exact așa este. Dacă vorbim de bursă electronică, de un Nasdaq sau, în general, interbancară, da? Vă amintesc, piața valutară, asta e piața interbancară. Și dacă într-o țară anumită băncile chiar s-au interzis sau s-au închis băncile, oricum, restul lumii, restul globului, toate tranzacțiile, tot se efectuează prin intermediul băncilor. De asta și se întâmplă că ești în afara statului, adică să primești că ești, nu ești locat concret undeva. Și poți să te afli oriunde, computer, telefon, cum a fost smartphone și așa mai departe. A să-i pun un plus minus pentru că depinde. Hârtiile de valoare unele da, altele nu, indicii bursieri de obicei nu, și valuta tot nu. Nu sunt independent de ce locație. Majoritatea să este, și un lucru foarte important ar fi posibilitatea sau orele de muncă, orarul. Des mult se întâmplă, mai ales la persoanele care lucrează ca freelance sau bine, tax merge nici nu știu. Are nevoie de bani și el lucrează mai mult. De exemplu, el a lucrat 8 ore și el lucrează nu 8, dar 12 ore. Automat, el încă jumătate din timpul care a lucrat, nu poate să-i aducă cam tot atât, cam pe jumătate profit, adică de tot venit și profit de tot. La producere, asta tot e posibil, adică dacă mărim, că dacă lucrează o fabrică doar 8 ore, asta e una, dar el poate să lucreze pe turi 24 de ore și, evident, rulajul poate să fie triplu. Și dacă rulajul e triplu, venitul e triplu și, în final, și profitul poate să fie triplu. Vorbim asta de producere doar. Dacă de vânzare mobile, asta, evident, că nu va fi așa, pentru că nimeni nu ați cumpere dulapuri sistematic la ora 12 de noapte, da? De obicei, nimeni nu caută 12 de noapte, dulapuri, televizoare sau nu știu. Deci asta ar fi plus minus. Pe mobil nu e non-stop, adică nu poți, chiar să vrei să cumperi apartament noaptea, ai nevoie de cadastru, notar și așa mai departe, deci evident asta va fi doar în zilele de lucru și doar în orele de muncă a funcționarilor publici. De asta, în principiu, aici e minus, da? Mă rog, da, asta e calorat. Și pe hârtii pe financiare internaționale, la fel, sunt două tipuri. Deci dacă vorbim de hârtii de valoare, de acțiune, nu. Ele vor lucra doar atunci, puteți să cumpără să vină doar atunci când lucrează bursa și ea, apropo, nu lucrează 8 ore, dar vreo 6, mai puțin lucrează. De exemplu, vreau să cumpăr acțiune Apple, la orele 12 zile după ora Moldova, eu nu pot să le cumpăr, deci pot să știu și să aștept prețul când se va deschide piața. În schimb, pot cumpăra și vinde indici bursieri, voluntară piața lucrează în general, nu stop în afară de sâmbătă și duminică și din simplu motiv că dacă chiar la noi e noaptea, undeva pe glob, oricum e ziua și acolo unde e ziua, acolo băncile lucrează. Și atâta timp cât băncile lucrează, toate tranzacțiile, toate transferurile bancare, tot lucrează. De asta ar fi aici tot un plus și un minus, în dependență de ce. De ce tip de piață nu. Astea sunt cele mai importante puncte pentru a alege o direcție contemporană și clară. Adică și caracteristici după care noi vom alege. Evident, după câte observați, se primește, odată și noi vorbim de lecții în serie, în tranzacții bursiere, vreau să tragi un deal încolo, cum se spune. Dar mai este, aici este un minus. În principiu, toate este mai multe minusuri au și mai puține plusuri. Cel are doar practica, practica de plusuri, dar este unul din minusuri care în restul nu e. Și este unul l-am scris, dar îl voi spune. El practic toate plusurile astea sunt plusuri și într-așelăși timp poate să fie și minus. Ca exemplu, viteza tranzacțiilor, adică vorba este de psihologie. Dacă
aș compara cu un automobil, de exemplu, Ferrari, e că el de ce e bun? El e bun pentru că el e foarte beauty, calitativ și așa mai departe. Dar vorba e de viteză. Și dacă, adică asta ce e plus la Ferrari, viteza, tot asta și minus pentru un om nepregătit. Adică, iacă, eu prima dată când m-am urcat într-o Ferrari, avea să mă iasă în accident. Iacă, de atât, dar până atunci am condus automobilul vreo 14 ani deja. Și cu Ferrari avea să mă iasă în accident, datorită acestui fapt, și-am înțeles că asta ce e plus la dânsul, asta poate fi minus în cazul în care ești nepregătit. De atât, bineînțeles, sunt foarte repede tranzacțiile și la prima vedere, asta e foarte bine și dacă ești pregătit, asta e foarte bine în Google. Dar dacă nu ești pregătit, ar fi bine mai întâi să pregătești. Despre asta noi, practic, pas cu pas, o să continuăm să discutăm ca să înțelegi cum lucrează piețele acestei financiare. Odată ce am terminat cu principalele caracteristici și anumite comparații între ele, rămâne să înțelegem mai departe cine sunt participanții în piață. Da? În fiecare piață, fie piața centrală, piața de automobile, ori însăși statul ca o piață de desfacere, sunt un anumit număr și anumite tipuri de participanți. Deci, în primul rând, este conducerea acestei piețe, administrarea, și deja sunt alți participanți interi. Sunt cei care vând, producătorii, de exemplu, sunt cumpărătorii, și mai sunt între ei cei care cumpără de la unul și vând la altul, da? Cum se spune în popor, pericupșii. Astea sunt persoanele care găsesc momentul potrivit când scumpe și apoi așteaptă alt moment potrivit când se vând. Desuori asta e întâlnit, de exemplu, eu des mă întâlnesc cu asta în ce caz. De exemplu, vreau căpșuni. La orele 6, la 5, la 6, vin la piața centrală, vin oameni mai departe, da, din oraș. Vin cu căpșuni și ei le vând la cei care stau în piață, le vând cu un preț, ca să nu stăie în soare, să duc acasă și să mulțumiți. Și aceia stau până la amiază și la amiază pot să vin eu, de exemplu, la piață și cumpăr eu căpșuni și eu îți plătesc probabil dublu, dar pentru mine e ok, pentru că eu la 6 oricum mi-am să ajung acolo. Deci, în final, spuneam că sunt mulțumiți toți, dar au făcut și aceștia bani care au cumpărat dimineața, i-au ajutat pe ei și mi-au adus și mie, așa am și eu. Și eu tot din piață la fel am făcut, numai cu piața valutară, eu am câștigat de acolo și am lăsat aici mai mult, e ok. Deci, care sunt participanții nemijlocit în piața valutară? Asta urmează noi la următoarele să discutăm și să înțelegem care este interesul fiecăruia din ei. Pentru că se întâmplă situații de genul cu pandemie sau, da, fel de fel, în fiecare aproximativ 10 ani sunt criză. Atunci foarte mult scade ceva, foarte mult crește. Se poate cu foarte mulți bani, mai ales dacă înțelegi domeniul, înțelegi cum se lucrează, nu și poți acționa. Și în cazul dat se primește cu majoritatea traderilor, bine, 100% nimeni nu știe, dar majoritatea ar fi putut să facă bani în timpul acela. Și de ce așa se primește? Că toți traderii poate să facă bani, dar undeva în cap ar rămâne la cineva, că cineva totuși pierde. Da, cineva pierde până atunci până nu înțelegi cum e construcția și până nu înțelegi care sunt participanții din interior. Pentru că în final poate să câștige toți. Și asta de obicei și business-ul mare tot presupune sensul ăsta, win-win, deci să câștige toți. Bine, despre asta vorbim mai departe, la lecția următoare. Voi ați trecut acum o parte din prima lecție, ca tare asta e jumătate. Evident că mesajul nu a fost atins totalmente, de asta va trebui să mergeți și la a doua lecție, care urmează a doua zi. Și după asta, dumneavoastră veți înțelege mai detaliat ce se întâmplă în piață și cum se procesează tranzacțiile date. La moment, probabil să fie o anumită neclaritate, o leacă de ceas. Și asta e ok, tot normal, nu vă faceți griji. Până la urmă, dați-vă întrebarea una, cea mai importantă. Ce scop ascultați lecții de date? Deci dacă aveți răspunsul cu scopul de a mă informa detaliat sau de a obține o informație veridică referitor la domeniul dat pentru a putea lua o decizie corectă referitor la dezvoltarea mea în continuare în domeniul dat, adică a unei afaceri care presupune un profit de la 5-10%, atunci veți răbda puțin, vă veți mai asuma ceva timp și energie, vă veți focusa la următoarea lecție și veți continua drumul spre scop. Succes! Salutări! Azi continuăm cu a doua lecție. La lecția precedentă am sfârșit lecția cu discuția despre participanții pieței. Oricare piață, nu contează piață financiară internațională sau
локали, традиціонали, абсолютно контязи, користені на моїй спартичпанці. Чи так аналізуємо май деталят фікарі, тип партичпан, а констатамо факт, фікарі вирум карязким бат, макародати м'яцю долар, джайс партичпан там пенсі валутарі, інтернаціонал. Тепшки айрон мід імпакт, а супра курсові валута. Дар і фуарті мік, що дяс там фікарі партій нуру. Насідерай, дар вам партійні два групи. Фікарі п'яця консте один, însăși piață, locații și evident ar fi trebuit să aibă o administrație, adică cineva ce încă nu știa asta. Poate să fie de stat, adică ceva important guvernamental sau nu știu, sau ceva mixat, adică în cazul în care ca administrație, din administrație face parte un participant privat. Și deja după asta am putea să considerăm consumatorii, deci cumpărătorii din piață și vânzătorii. Am împărțit în câteva grupuri, câteva direcții, dintre care vom analiza fiecare în parte, ce face în piață și, bine, ce impact are asupra prețurilor. Deci, în primul și în primul rând, vorbim despre băncile comerciale. Vorbim de băncile comerciale mari, nu mici. Fiecare stat are în interior un anumit număr de bănci comerciale. Cu ce se ocupă băncile comerciale? Execută comenzile clienților, pe lângă transferuri, creditare, depozite. Pe lângă asta execută comenzile de schimb voluntar. Băncile comerciale mari, practic, sunt cam tot aceleași, doar că se numesc market makers. Adică sunt băncile care formează prețul, îndeplinesc de cerere și de ofertă și o transferă deja în fiecare țară, lângă banca centrală, transferă mai departe la băncile comerciale mai mici. Băncile comerciale mari, de exemplu, Deutsche Bank, Barclays Bank, JP Morgan, HSBC, UBS, deci sunt o sumedenie, sunt peste 1000, fiecare în parte nu trebuie să o cunoaștem, dar trebuie să înțelegem ce interes au ele pe piață. Deci, băncile comerciale mari. La prima vedere apare o întrebare. Au interes speculativ în piață sau nu? Pentru că sunt unii oameni care consideră că ăștia sunt așa numiți rechini ai piețelor financiare și evident, probabil că pe ăștia mai mici ar putea să-i mănânce. Deci, în final, real, ei nu au interes speculativ. Și vă explic de ce. Deci, banca comercială, în principiu, execută comenzile clienților de cumpărare sau de vânzare al valutei. Adică, de fapt, se primește un fel de genul unui schimb valutar mic, ca un exemplu, ca să luăm și atunci vom înțelege mai detaliat. Ce interes are un schimb valutar? Schimb valutar, deci persoana se duce la schimb valutar și cumpără ori vinde o valută străină. Interes speculativ nemijlocit din cursul valutar, schimb valutar nu are. De ce? De exemplu, luăm euro costă, să zicem, 18 lei. Deci dacă noi îl cumpărăm cu 18, cu scopul să-l vinem cu 20 sau cu 19, peste o zi sau peste o săptămână, în cazul dat, schimb valutar nu ne-ar interzice lucrul ăsta și oricum e mulțumit pentru că noi venim la el nemijlocit să schimbăm acești bani. Și percepe un anumit comisiune. Dacă ați tras atenția, fiecare schimb valutar, ca și fiecare banc comercial, are două prețuri. Deci noi este prețul de cumpărare și preț de vânzare. În momentul în care noi cumpărăm după prețul mai mare dintre cele două și când noi vindem la prețul cel mai mic. Și pe asta diferență de preț, banca comercială sau schimb valutar își încasează comisionul. Adică pentru asta ei lucrează. Și lor le absolut indiferent. Noi l-am cumpărat, de exemplu, cu 18 și peste zi, două sau peste o săptămână l-am duc cu 19, ori chiar cu 20. Pentru că în cazul dat, ei chiar îl cumpără de la noi cu 20 și tot atunci îl vând la altcineva cu 20, de exemplu, 50 de bănuți. Înseamnă că 50 de bănuți ăștia, ăsta și este profitul lor. Deci interes speculativ nemijlocit din fluctuația, din schimbarea prețului valutar, ei nu îl au. Mai departe, e băncile centrale sau băncile naționale. Fiecare stat are o bancă națională, care, de fapt, ce se ocupă? La prima vedere, din start e clar că nu are interes speculativ pentru că este un organ reglementat de stat care presupune are bine, o anumită totalitate de funcții care trebuie să le îndeplinească în stat, printre care și reglarea sistemului monetar și participă prin intermediul diferitor intervenții bancare și reglării ratei de referință, adică rata cu care creditează băncile comerciale. Mai detaliat despre băncile centrale, noi vom vorbi la lecția legată de analiza fundamentală a prețului, adică cum fiecare participă la formarea acestui preț. Dar, în general, ca să fie clar,
Această organizație nu este o organizație comercială și datorită acestui fapt nu presupune profit. Ei nu trebuie să ocupe cu profitul. De altfel ar fi de genul ăsta, că azi un euro e 19 lei și în cazul în care ar avea interes speculativ, ar putea să-l pui mâine euro egal cu un leu, ca să poată cineva cumpăra o anumită mare sumă de euro și peste o săptămână iar 19 lei. Ceea ce este interzis, așa ceva nu trebuie posibil, nici în țările mai mult, mai slab dezvoltate. Și de asta nu am interes pe voi. Dar sunt participanți, evident, și ăștia și ăștia. Fiecare este participant care are un anumit flux de bani trece prin el. Asta e deja un participant considerat. Mai departe vorbim de fonduri de investiții. Fondurile de investiții sunt anumite organizații, evident, comerciale, deci afaceri, care presupun mulțirea banilor, adică mai multe resurse trebuie să obțină decât au avut. Deci ce fac? Colectează anumite fonduri nemijlocit pentru tranzacții pe piețe internaționale financiare. Deci ăștia ar spune că sunt nu pur și simplu traderi, dar sunt traderi giganți. Adică cei mai mari traderi care pot fi sunt fonduri de investiții. Ei atrag bani pentru a specula pe piață, pe diferite piețe, pe diferite proiecte și toate legate de hârtii de valoare, de piață valutară și așa mai departe. Ca exemple de conducători de fonduri ar fi Warren Buffett, George Soros, cei mai renumiți, unul mai mult pe hârtii de valoare, altul mai mult pe valute și o sumedenie de alte persoane, mai puțin cunoscute, dar foarte multe, totuși sunt. Ce înseamnă trader giganți? Trader giganți sunt persoanele care, sau bine, nu persoane, dar instituțiile care activează cu capitaluri foarte mari de peste milioane. Ăștia sunt evident speculanți. Și punem un plus. Mai departe, fondurile de asigurări și pensionare. Ăștia tot în continuu atrag anumite fluxuri de bani de la populație. Și evident, ceva trebuie să fac cu banii ăștia. Să speculezi direct pe piețele financiare nu prea pot, pentru că ei sunt reglementați de stat. Piețele financiare presupun un profit mare și o anumită rată de risc. Și aceștia sunt restricționați în a risca cu banii, pentru că nu-s banii lor și trebuie să-i dea. Dar, într același timp, este o inflație anumită, adică un leu astăzi costă mult mai puțin peste un an. Și nu doar lei, dar în general toate valutele. Este un anumit procent de inflație în general în sistemul economic, așa e construit sistemul. Și banii ăștia care ei colectează, ei ar trebui să investească în ceva, ca să nu pierde din preț. Și de obicei asta se primește în imobili, în obligațiuni de stat și tot genul de active, dar mai puțin cu fluctuații mai mici de preț. De asta se numim direct traderi sau interes sau instituții cu interes speculativ, nu prea putea. Deci și de asta punem un minus. Mai departe sunt corporațiile transnaționale. E de numere puțin mai complicat, corporații transnaționale. Deci, în general, sunt companiile mari, exportatorii și importatorii. Evident că ei, ce se ocupă? Deci, sunt organizații comerciale, scopul cărora să facă profit pe o diferență de preț. Dar nu a valutelor direct, da? Ei cumpără, de exemplu, diferite bunuri din alte țări și le importă, ori din contra, produc anumite bunuri și servicii și exportă în țări străine. Și evident că participă în schimbul ăsta valutar. De exemplu, dacă ar lua o companie care importă markerile, de ce poate să plătească pe el, să zicem, ca exemplu, un euro, îl aduce în Moldova și în Moldova trebuie să-l vândă în lei. Și evident, ar avea un interes anumit ca totuși lei să fie, asta, euro să fie mai ieftin, pentru că aici ar vinde lei, după asta iarăși cumpără euro, se duc în Europa, cumpără iar marketing, iar le aduc și așa mai departe. Dar noi vorbim de un sistem de afaceri, adică nu doar azi, dar în continuu. Și în continuu nu poate să oprească din business pentru că s-a schimbat, euro a crescut exact în momentul cel s-a scăzut. Plus la asta îi mai iau contracte anumite, termen îndelungat, deci este un risc valutar care ieșa la sumă și deci ei participă în piață, dar interes speculativ din valute nu au. Și la fel, poate, de exemplu, să exporte. Cineva exportă vinuri, exportă după hotare. Evident că e interesat ca leu să fie ieftin, de ce? Pentru că îi primesc bani ca venit în valută străină și când se întorc în țară, schimbă în lei și dacă leu e ieftin, deci ei obțin mai mult bani. Pe loc, ca să-și acoperi cheltuieli și iarăși să producă. Deci interes anumit au, dar nu ține asta de profesia lor în general. Și de asta
n-am putea spune că au interes pe plăti. Mai mult decât atât, de exemplu, un marker de asta datorită faptului că el, de exemplu, a crescut și în final îți primești că trebuie să piardă ceva bani, mai adaugă la preț un leu, 2, 3 sau cât, acolo după calculei, și în final deci iese tot la aceeași și tot eu sau alt trader poate să-l cumpere și să plătească mai scump în final datorită fluctuațiilor valutare. Deci ai făcut bani aici în piață și ai dat tot în piață, dar pe alte direcții. Pentru că, în general, piața valutară și, în general, banii, scopul lor este un fel de circuit sanguinic, da, în vase. Adică sângele ăsta, ăștia și-s bani. Mai departe, adică corporația asta n-a. Acum mai puțin, da, dar până în momentul, până câteva luni în urmă, până când a apărut pandemia, între același, în fiecare zi, în multe țări din lume, sunt foarte mulți turiști. Și evident, turistul, când vine într-o țară, ce face el? Schimbă bani, adică cumpără valuta, moneda, hai mai simt, mai corect spus, acelei țări. Și în cazul în care, de exemplu, ca turist ai dus, nu știu, fie în Italia și ai nevoie de euro și euro cam s-a scumpit, asta nu înseamnă că îți vei opri vacanța, deci bine, mi-e scump, mi-e scump, era 8 și ești, acum e 20, înseamnă că e 20, îl cumperi cu 20 și oricum te duci. Și la fel, așa fiecare turist face, majoritatea. Bine, și alți călători, deci călătorii din diferite țări au nevoie de monedele acelor țări unde îi vin. Deci interes speculativ, evident, n-am, decât că impactul schimbării prețului valutei asupra lor tot aia. Deci poate să piardă, poate să câștigi, depinde. Dar între același timp cineva s-a dus în Ucraina și grivna ucrainească a scăzut în preț. Și s-a bucurat de asta. Altcineva, din contră, s-a dus în altă parte, prețul valutei a crescut. Alea cum nu s-a bucurat. Dar, în fine, oricum s-a odihnit, dacă asta a avut în plan. Deci interes speculativ tot nou. Și următorul grup, pun traderii mici și mijlocii. Traderii mici și mijlocii, noi nu putem să despărțim în două grupuri pentru că nu sunt atât de mulți. Deci traderii mici și mijlocii, prin ce se desubesc? Deci ăștia sunt traderii, ăștia mici, cu care tranzacționează capitaluri de până la 20.000 de dolari, adică ca echivalent, și mijlocii sunt cei din jurul 100.000. Ăștia, evident, că au interes speculativ de mijlocii, ei cu asta și sunt curvă. Deci sunt speculanții pe piață. Și după câte observați, din toți participanții, doar două grupuri au interes în mijlocii speculativ, în bursă. Asta ar putea fi un răspuns la întrebarea care apare la unii în cap. Păi da, dar dacă toți traderii ar face profituri, să primești pe cineva, ar pierde. Păi cine înseamnă că pierde? De undeva banii ăștia să iau? Asta și ideea, că nu înseamnă că cineva ar pierde. Dacă ar fi fost toți participanții pieții traderi, atunci nici piața n-ar exista. Ca un exemplu mai simplu, v-aș da, am putea să luăm o piață de automobile. Închipuiți-vă o țară întreagă, plină, unde fiecare om din țara asta este un trader de automobile, adică e comerciant, sau mai simplu spus, pericupșic. El cumpără un automobil cu 10.000, cu sensul că se-l vândă cu 11. Dar cu el vinde el dacă ar fi toți traderi, adică de automobile? Mai mult persoane cu nimic nu s-ar ocupa. Într-o așa caz, deci n-ar exista această piață pentru că nimeni n-ar cumpăra de la el, deja pentru că traderii, în general, cumpără mai ieftin. Dar într-o așa caz se întâmplă ce? Cumpără un trader cu 10.000 de dolari în automobil și îl vinde cu 11.000 cuie. Un exportator, un lucrător al unui bench, mai știu eu, un contabil și așa mai departe. Deci, unor persoane care nu au interes de mijlocit din trading. Și da, în cazul dat, când se întâmplă anumite fluctuații mari pe piață, datorită anumitor evenimente, ca pandemie sau fel de fel de alte lucruri, de care noi o să mai vorbim, desigur, toți traderii, în principiu, cum? Să verificăm asta, nu putem, dar toți, într-adevăr, ar putea tot atunci, împreună toți traderii, să facă bani. Și asta se întâmplă, de obicei, ca exemplu, cu Brexit-ul, fiecare 3-4 luni, traderii care urmăreau lira sterline, deci majoritatea făceau bani. Pentru că acolo era foarte simplu și fiecare înțelegea lucrul ăsta. Pe când statul și alți participanți, da, desigur, aveau de pământ. Da, ok. Asta tot ce ține de participanții pieței. Acum, mai departe, cum are loc însăși tranzacția în piață? Dacă despre asta noi să vorbim în continuare. Deci cum se procesează, cum se dă ordinul ăsta, cum sunt prețurile și cum, în general, arată toate chestiile astea. Evident, până ce teoretic. După cum am vorbit până acum, piețele financiare internaționale sunt pieți globale, adică pieți anglo.
Și de asta piețele Andro se vând, deci se comercializează bunurile în anumite volume mai mari. Și nu poți cumpere o sticlă de apă de la un depozit Andro. La fel și piețele financiare. Sunt anumite volume standarde, se numesc contracte și desori veți întâlni cuvântul lot. Adică lot, ca sens, este o cutie. Da? Adică poți cumpere o sticlă de apă și pot, dar la depozit Andro ar fi cutie. Poți cumpere o cutie, 2, 3, 5 așa mai departe. Nu poți cumpere un pahar, o sticlă sau mai mici volume. La fel cu piețele financiare. Dacă vorbim de petrol, ar fi un lot 1000 de barele, adică de butoaie de astea. Nu poți cumpere 999 de butoaie, nu poți cumpere nici unul, nu poți cumpere mai mult decât atât, nu poți cumpere 15 litri de petrol. Cu sensul cu mâini sau vânt mai scump. Și la fel, ține de acțiune, depinde de tipul de companie, de tipul de bursă, dar oricum vor fi bine, 100 de acțiuni în lot, 1000 de acțiuni în lot, petrolul, deci 1000, cum am spus, standard. Și piața valutară ar fi 100.000, echivalentul de unități valutare. Adică un dolar poți să-l cumperi la oricare schimb valutar, ceea ce va fi o tranzacție la bucată, ca de la magazin. Și dacă vreau la preț mai mic, evident trebuie să particip, adică să cumpăr de la o piață Andro, unde vor fi anumite volume mai mari. Și dacă vorbim de volume, cum am mai spus, asta presupune 100.000 de unități valutare de bază. Și datorită acestui fapt, la începutul anilor 90, pe piețele financiare internaționale participau anume piața valutară de altfel, de, pentru că pe piața hârtiilor de valoare până prin 73 participau cei mari participanți, adică speculanți, trader, după 73 deja și mai mici. Pe piața valutară, până la începutul anilor 90, participau doar traderii mari. Și datorită acestui fapt, că deja era luată maxim toată piața și are tendința de a se dezvolta mai departe, băncile au oferit un sistem de creditare pentru a implica în tranzacțiile acestea bursiere și traderii mici și mijlocii. Pe baza asta și-a apărut sistemul de comerț marginal. Ce presupune acest sistem? Presupune luarea în folosire a unor resursă, nu este aia. Deci presupune luarea în folosință de la bănci a resurselor bănești pentru tranzacțiile mijlocite. Și din ce constă? Din marjă, care după sens este un gajul. Adică noi luăm în folosire ceva, ca să eu să fac o analogie cu dacă luăm un automobil. Când luăm un automobil în arendă, și plătim, adică lăsăm un gaj în mic ca să luăm automobilul acesta, plătim ceva evident pentru că îl folosim și ne folosim de automobilul ăsta într-așa mod ca el să ne aducă nou profil. Va fi și aici. Deci noi, pe baza unui marj, adică unui sub N, unui pârghii de creditare, asta înseamnă multiplicarea acestui N. Ea poate să fie, pârghii creditare poate să fie 1 la 5, 1 la 10, 1 la 25, 1 la 100, 1 la 1000 și așa mai departe. Deci sunt foarte multe. Deci una mai standardă pentru posibilități mai mari, dar și cu riscul redus, ar fi 1 la 100. În baza pârghiei de creditare 1 la 100, suma aceasta N se mulțește de 100 de ori, adică ca sumă disponibilă în final pentru tranzacții, am avea 100 N. De exemplu, pentru a efectua o tranzacție cu valoarea de 100.000 de dolari, de exemplu, am avea nevoie minim de 1.000 de dolari. Ca să putem folosi de 100.000. Și deja mai detaliat, acum și ne uităm cum are loc toată chestia asta. Valute pe piața financiară, pe piața valutară internațională sunt multe și majoritatea valutelor care se tranzacționează sunt a țărilor foarte dezvoltate, datorită faptului că aceste țări de obicei și se ocupă foarte mult de export și import, deci au nevoie întotdeauna de schimbul ăsta valutar. Valute de genul leu moldovenesc sau chiar leu românesc, evident, nu participă piața internațională pentru că nu au acea cerere, nu au acea ofertă. Dacă cu leu moldovenesc în general, dacă intrați în România, partea de est,
Mai găsiți unii schimbați lei mă gândești, dar dacă vă duceți în partea de vest, deja nu trebuie la nimeni, deci nu puteți să gândiți. Cele mai răspândite și care au o rată cea mai mare în piața monetară internațională sunt aceste 5 valute, deci dolarul, euro, lira sterlină, franco elvețian și iena japoneză. Aceste 4 valute formează 4 perechi valutare, după un sistem standard, în care, după câte observați, euro-dolar și unde îți găsim nicăieri dolar-euro, da? Pentru că este un standard după ISO, sistemul ăsta de internațional de identificare. Și dolar-franc, dolar-yen. Aceste două se numesc cotații directe. Aceste două se numesc cotații indirecte. Ce să ai în vedere? În cotațiile directe, euro, adică valuta din stânga, ea se numește valuta de bază, presupune una, deci o bucată. Un euro costă atât așa cât ca dolari. Adică ca sens, valuta dolarul, aici este valuta cotată, se numește, și să ai în vedere că euro de parcă ar fi o marfă anumită, da? Adică o bucată. Un euro costă atâția bani, atâția dolari. Și în cotațiile indirecte, se presupune deja ies că dolarul e valuta de bază, adică e marfa, și francul sau iena sunt banii pentru dolar. Și de ce sunt direct? Pentru că, per general, oricum dolarul a rămas o valută globală și datorită acestui fapt se socot directe și corecte de genul ăsta de cotații. Dar având în vedere că francul elvețian și iena japoneză, bine, francul nu e mai ieftin, e cam ca un dolar, dar iena japoneză, de exemplu, e mult mai ieftin ca dolarul, de asta și a fost format cândva așa și așa și rămâne, deci așa este internațional primit. Mai departe, fiecare pereche valutară are un preț anumit. Cum am spus, la schimburi valutare, presupun majoritatea lumii a văzut. Deci este prețul la care putem cumpăra, este prețul la care putem vinde. Se numesc ele bid și ask. Adică, dacă noi vrem să cumpărăm un euro, deci pentru că să-l cumpărăm, noi trebuie să plătim 1,1003 dolari. Dacă noi îl vindem, în momentul ăsta, îl vindem la prețul ăsta. Și diferența asta de preț se numește spread. Aici și este interesul instituțiilor financiare care oferă posibilitatea să tranzacționeze pe piață. Acesta este interesul schimbului valutar, ori al brokerilor, ori al bancilor, a tuturor instituțiilor care oferă posibilitatea asta. Deci pentru spread-ul ăsta, de fapt, ei își oferă tot. Asta este comisionul lor. Și după cât observați, la un schimb valutar, aceste două, da, ultimele două cifre nici nu se văd. Adică de obicei dai 1,10 și 1,20 ar fi aici. Pentru că e mult mai scump la bucată. Dacă vinzi pe zi, nu știu, 5 pâini, vei adăuga un surplus anumit de 1 leu, de exemplu. Dar dacă vinzi milioane de pâini, deci poți adaugi și un bănuț, oricum îți ies. Și la fel e și aici. De asta și mai ieftin. Asta e piața anglo. Schimbarea minimă, deci care este, adică cu 4 cifre după virgulă, se numește punct. Și asta arată așa, 0,3001. Cu atât minim se poate schimba prețul pe piață. Un punct să are în vedere după sens ca pentru un om mai simplu, neconectat la piață, ar fi cât poate să crească un preț, nu știu, oricare obiect care nu îl cunoaște, nu poate să crească un preț cu un bănuț. Deci nu există jumătate de bănuț sau genul ăsta. Deci un bănuț minim să crească sau să scadă prețul. La fel, și aici doar că deja nu poți să fii în cent, dar chiar la suta parte din centul ăsta. Cu atâta minim schimb. Și acum să luăm un exemplu cum se efectuează însăși tranzacția. Să presupunem că dimineața, când ne trezim, prețul la euro-dolar e 1, astea două prețuri, 1,3 și 11,00, bine, asta e prețul de vânzare, și 1,3 și 11,03, prețul de cumpărare. Avem anumite informații că până seara prețul se va schimba și aproximativ atât va fi. Deci 1,3 și 12,00, 1,3 și 12,03. Care ar fi o decizie efectivă la moment? Ar fi o decizie bună să cumpăre, pentru că e mai ieftin. Deci el se va scumpi până seara, înseamnă că acum e mai ieftin. Dacă e mai ieftin, ar fi ok ca noi să cumpăre. Deci dimineața, văzând prețul ăsta, noi dăm ordin instituției brokerului, în cazul dat, execută comanda asta. Punem ordinul buy, adică cumpărăm, un lot, euro-dolar, presupun că ați înțeles sau ce prețul? La asta.
Unii s-au gândit că la asta, dar e imposibil, dacă vă duci să minte schimb voluntar, el nu o să-ți vândă niciodată la prețul ăsta, că altfel nu are interes. Și noi cumpărăm, ți-l mai scump să primești din astea două prețuri, dacă cu scopul să facem bani până seara. Și seara, prețul s-a schimbat într-adevăr și deja e asta. Luăm decizia, vindem, adică ar fi aici open, deschidem tranzacția, open buy, un lot euro, și seara va fi close, adică închidem tranzacția, prin intermediul vânzării. Adică vindem ce am cumpărat mai devreme. Am cumpărat un lot, vă amintesc un lot, în cazul dar, e 100.000 de euro, noi am cumpărat prețul pe asta. Seara noi avem un lot, da? Adică avem 100.000 de euro, noi am cumpărat. Seara noi 100 asta o vindem cu prețul 1.12.00, nu cu asta, dar cu asta. Și în cazul dar, trebuie să calculăm rezultatul. Și care e rezultatul? Deci luăm prețul de vânzare, evident, cred că fiecare înțelege. Dacă am cumpărat un market cu 10 lei și seara vând cu 12, cum ar fi calculul? Deci prețul vânzării minus prețul cumpărării, adică 12 minus 10 în cazul dat. Și dacă am vorbit de ceva andro, ar fi adică numărul de loturi, adică de cutii de markeri și de cantitatea markerilor într-o cutie. Aproximativ, analogic, se primește la noi și aici valut. Deci, prețul de vânzare la noi, 1.12.00 minus la prețul de cumpărare 1.11.03, tot asta mulțit la numărul de lot, noi am cumpărat un lot, deci un lot, și mulțit un lot constituie 100.000, pentru formula e aceeași pentru alte active, de exemplu pentru petrol am mulțit la 1.000 de barili, pentru că analizăm cât e un baril. Aici punem, deci 100.000. După un calcul simplu, evident, nu ne ies cât aici. Iese 0,97. Deci asta se numește 97 de puncte. Asta e rezultatul la operațiunea asta. Și mulțit la 100.000. Iese rezultatul 970 de dolari. Evident, dacă făceam invers, de exemplu, nu cumpăram, dar vindeam și prețul scumpea, îți primea tot banii ăștia, dar în minus. Și dacă observați, s-a scumpit prețul cu cam cu 1000 de puncte, dar, nu cu 1000, cu 100 de puncte, dar anume diferența asta, sunt 30 de dolari, iată când și a fost acordat pârghia asta de creditare. Adică pentru 30 de dolari mi se oferă nouă posibilitatea dată. Cred că exemplu clar, vă mai uitați puțin și pentru un antrenament mai ok, îți vă dau și o temă de acasă, de genul ăsta, ca să calculați. Toate calculele astea sunt foarte simple și evident fiecare om poate calcula, poate socoti banii. Întrebarea rămâne alta. Cum putem noi exact sau cât de cât cu probabilitate ridicată, să prognozăm cum se va schimba prețul în viitor apropiat. Că sunt evident anumite instrumente. Prețul nu se mișcă pur și simplu, deci sunt anumiți factori care ne mijlocit stau la baza schimbării prețului. Și acești factori se numesc o parte sunt factori din analiza fundamentală și alți factori sunt factorii care participă la analiza tehnică. Și după ce noi adunăm toate acestea, putem să vorbim despre anumită contabilitate și calcule anumite detaliate ca să înțelegem cum putem conduce și coordona acest tip de afaceri. Deci, pentru acasă aveți trei tipuri de exemple. Vă imaginați că sunteți în un schimb voluntar într-o dimineață și vedeți prețurile. La euro-dolar e un preț, la lira sterlină dolar e alt preț și la cotație indirectă dolar-ienă e alt preț. Știm cu siguranță că seara prețul se va schimba și chiar avem anumite prognoze. Deci, avem două întrebări la care trebuie să răspundem. Prima întrebare, ce facem? Adică tipul tranzacției, buy or sell, adică cumpărăm ori vindem. Și a doua întrebare este rezultatul tranzacției, adică ce obținem deja în bani, evident în dolari. Succes și ne auzim la următoarea lecție.